Hello, beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt căutarea interesantului. Iar astăzi facem un episod despre lucrurile care vă interesează cu adevărat. Și pentru asta o am invitată pe mami Mihaela. Ziua bună! Housewife și super gospodină care știe toate prețurile din România. Și astăzi vrem să le comparăm cu prețurile din supermarket din Antalya, din Turcia. Din Turcia, și da. Și intrăm într-un magazin, ăsta e cel mai faimos și peste tot găsești supermarketul ăsta care se cheamă Shoc, mami. Shoc. Shoc, uite aici. Dar Shoc. Să nu vă speriați dacă primim noi un Shoc. Shoc. Sau voi. Bine. Sau voi, da, corect. Ca să vedem la produsele de bază. De bază, normal. O prăjitură, o ciocolată, un ulei, un bulion, ce ne interesează pe noi gospodinele. La Shoc, fraților. Haideți, s-am lăsat-o pe Victoria și pe Mr. Paul acolo să mânce ceva. Îl hrănește pe Dragușic, iar eu și cu mami Mihaela comparăm prețurile de la supermarketurile din Turcia față de cele românești. Aici, la Shoc. Ulcher, uite, astea sunt. Da, astea sunt mai bune. Da, să iau. Ce vezi, Ulcher? Și uite-te, să 20 de lire. Să luăm, uite, le luăm pe ultimele 3. Cât e 20 de lire, mami, în lei? 20 de lire, dacă e... Habar n-am să fac, e un preț foarte puțin, de 1 euro, da. 80 de cenți, că 30 de lire e 1 euro. Da. 80 de cenți, 80 de cenți o ciocolată, super. Super, e aici? 7, 8 lei și în România. E un pic mai ieftin aici, oricum. În România, o ciocolată bună, fără 7, 8 lei, nu iei. Și asta e bună, e Ulcher, da. E al lor. Da. Asta sunt de la ceva. 18, 19, da, 20. Dar cred că astea cu fistic chiar sunt niște prăjituri, ciocolată. Niște ciocolată chiar bună cu fistic, nu? Cred că da. Hai să luăm și... Dar de ce luăm atâtea? Mai avem o săptămână. Pentru suvenir. Aha. Ulei. Uite, fii atent aici. Uleiul. Uleiul, 87 de lire. 30, 60, 93 euro. Ah, e mult mai ieftin. La noi e... De la... Asta e la 2 litri. E la 2 litri, da. La 2 litri. Și la noi, în România, e de la 5 euro în sus. 13 lei. Nu, la noi e de la 5 la euro în litru, sus. 48, să i-am luat tu caju. Uite, caju. 56 de... De asta vine 2 euro, 1 euro, așa. La noi e foarte scump pe astea. Caju și fisticul, mă, iară, uite-te. Fistic, 79 de lei. 150 de grame. Nu, și vrei să iau și pentru Victoria? Nu. Nu. Altceva. Altceva. Să nu mai uităm. Aici? Să ne uităm la, spre exemplu, la fasole. Fasole. Cât e? Fasolea asta ar veni cam 1,50 euro. Da. 5 lei și ceva. Ei, la noi e un pic mai scump. La noi e cam 8 lei. 8 lei și ceva. Ce? Să nu uităm că aici... Jumătate de kilogram la noi. Suntem în stațiune. Aici, da, aici e un kilogram. Oho, și stai să nu uiți. Să nu uităm că aici suntem în stațiune. Da, și un kilogram. Da, sunt alte prețuri. Da. Oare ceva condimente pentru cartofi prăjiți? Găsim. Tot pentru suvenir. Uite, tot pentru suvenir. Ulei de măsline. 200. 200 de lire. 8 euro. 40 de lei. Kilogramul. Pe litru, da. Ăsta îl găsești și la noi, dar nu știu dacă e calitatea asta. Și nu știu dacă e la un litru, că e 700 de grame. E 700-750, da. Dar uite aici, la 450. 490? 490, 2 litri. 2 litri. Păi ăsta e... Deci 500 de lire, e 3, 6, 9, 12, 15 euro. Deci ca să știți... 2 litri. 330 de lire este 10 euro. Faceți voi, calculați voi. Da, da? Este super, 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 super. Mergem mai departe. Ce mai avem pe aici? Avem orezul. Fii orez. Atent, un orez. Fii atent la un orez la 2,5 kg. Nu, 2,5. Asta e 57 de lire, ar veni 1,50 euro. Da. Deci 7 lei și ceva, 2 kg jumate de orez, pe când la noi îi 7-80 lei kilogram. Pe kilogram. Oh, e bine aici, bă. Deci e bine. Shoc, e bine. Mami. Shoc. Dar nu a zis Shoc?
Șoc, șoc? Șoc, șoc. Paste. Păi paste, ia uite, de exemplu, 14 lire. Asta vine 50 de cenți. 50 de cenți. Și la noi, fără 6 lei, 7 lei, nu iei un pachet de, de paste. Da, chiar că e șoc. Șoc, mami. Șoc, șoc. Șoc, asta înseamnă șoc. Altceva. Asta înseamnă șoc. Hai să ne uităm la asemenea... Astea sunt șucarii. Curmale. Ah, curmalele. 22 de lire. Nu cred că sunt. Aici șucarii hurma. 79, da. 79, astea sunt ceva tăiței. 2,50 € aproape. 10, 5, 13 lei. O să luăm și noi astea. Păi vedem noi dacă le mâncăm. Dar fii atent, lintea. Lintea este foarte ieftină, hurma. 26 de asta, cât are, bă, frate? Cât e chin? Nu, asta, asta e. Asta e prețul. 68 pe 2,5. 2 euro, iară. 2 euro și ceva. Și la noi 2 euro și ceva e jumătate de kilogram de linte. Mamă, și aici e 2,5 da, kilograme. Da, super, șoc. Super șoc. Șoc. Super șoc. A venit și de acoșică să ne facă șoc. Șoc, șoc. A venit și, uita, și ceaiul. Hai, Victoria, ce că tu știi mai bine ca mine, mami. Dar fii atent, zahărul. Uai. Zahărul. 5 kg de zahăr. 140 da. De lire. Nu. Chiar că e șoc. Asta vine 5 euro, mami. Turciș. 225 de lei, mami, 5 kg. Asta vine 5, 1 euro pe kilogramul de zahăr, mami. Da, uite, Turciș cafe. Asta cât e? 27 sau... Nu, asta cred că. Asta cred că de sus. A, asta Nescafe. Asta 27,50 de lire. 100 de grame sau cât are? Da. 100 de grame de cafea turcească. 80 de cenți. 80 de cenți. Super, super, super. Față de Grecia, eu știu, un preț la cafea extraordinar. Da. Opa. Vrei un coș? Ah, acum nu mai ocup. Vrei să un coș? Ibușca? De ce nu stai acolo cu tăticul? Ce faci, bă? Choose something, whatever you want. Mergem mai departe. Deci astăzi, fraților, suntem cu gospodina. Victoria? Mami, Mihaela. Știi ce e la bulgur? Verificăm prețurile. Știi ce e la bulgur? Bulgur. Bulgur, știi ce e la bulgur? Bulgur este ca orez. Ca orezul? Da. Eu uite, mare. Aha, aha, thank you, thank you. 2,5 kg. Thank you very much. 2 euro și ceva. În 2 euro, nici 2 euro. De toate 1 euro 50. Ai văzut? Un Dragoș. Ce? Bulgurul. Ce e ăla? Un fel de mâncare de orez, 1 euro 50, dar 2 kg jumate. Ce e ăla, orez? Un ca orez. Fel de orez. Și cât e la noi? La noi nici n-am văzut bulgur din ăla, de asta am și zis. Fii atent, pastele de tomate. Aici e prețul. Ah, da, astea sunt 28%. Hai să nu ne uităm. Să ne uităm la o pastă de tomate cu ceva asta? Mai tomata. Mult. Sus. Nu, da, dar să ne uităm la cât are la sută. 28%. Roșii. Ăsta e cam... 35. Un euro, mami, asta. Da. Un euro și 10. Da. Se apropie de 7-8 lei la noi mei, oricum. Mi-ai scump ca la noi. Ați luat deja, calitatea e alta. Am luat pasta de ardei dulci, foarte bun și la un preț excelent. Pasta de ardei, de bulion încă n-am găsit, căutăm acum. Deci la 830 de grame. 53 de lire. 53 de lire. 90. Numai să ne uităm la concentrația de bulion, de roșii care o are. Nu știu dacă o vezi. Nu știu dacă scrie concentrație. Trebuie să scrie concentrație aici, azi de vezi. Ceva concentrație nu vezi. Nu. Hai să-i lutat unul de ăsta. Dar ce le cărăm de pe acum? Dar unde ne mai întoarcem înapoi pe aici? Pe la 10 închid, mă. Mergem la alt raion. Hai să mergem un pic pe la... Hai să mergem la carne. Las că lutatul, dacă n-are plasa plină, nu e... Sănătoși. Vreau să iau
un arian turcesc care e foarte bun, dar acum nu pot să-l iau că mi se strică stomacul. Așa, un unt, spre exemplu, un pachet de unt sau ce la acolo. Cel mai ieftin e 12 lire, mami. Nu. Adică cât? 30 de cenți. Nu. Uite aici, becelul la noi e foarte scump, untul ăla. Cu omega 3. 6 de lire. Nu, și la noi e de la 10, 12, 15 lei în sus, 20 de lei. Un euro 70, un euro 80. Da, e foarte, ăsta e super. Un o rudă de salam la 450 de grame, la noi iar e 20-25 de lei. 63 de lire. Deci nu se compară prețul din România cu ăsta de aici. Ăsta e iaurt de ăsta mare. Iaurtul. Mamă, uite, un iaurt de lire, mare. 3 euro. La 3 kg. Mamă. Deci 3 kg de iaurt. 3 kg de iaurt. 3 euro. 3 euro. Da. 3,9, exact. Da, uite că este și mai ieftin, să nu uiți. La 2 litri, uite, de la 49 de lire până la 99 de lire. Deci tot îți vine să mănânci în Turcia. De asta ăștia aici mâncă toată ziua și venim și noi și mâncăm la ei. Un suc. Un suc. Un suc la noi. 2 litri jumate, mamă, sub un euro. Da. Și la noi 10, 12, 15 lei. Păi uite, de exemplu, ăsta la un litru e 30 de lire. Să vedem asta ce e asta. 70 de cenți. E suc sau ce este? Bere cu lămâie. Bere cu lămâie. Cu ananas. Aromatizată. Vrei să luăm câteva? Nu, bem. Da. La plajă să avem. Ouă, ia să vedem ouăle, mă, uite acolo în colț. Ouăle. Ouăle am luat și eu ieri. Foarte ieftine ouăle față de la noi. Până și pieptul de pui la noi dai câte... cât e kilogramul? 40 și ceva de lei, deci aproape 8 euro și ceva, 9 euro e kilogramul de piept de pui, fără piele. Și aici e 149 de lire. Deci asta vine 5 lei, 5 ori 5, 25 de lei. Deci la noi e dublu aproape pieptul de pui. Pieptul de pui de sus, și ouăle la fel. Ouăle sunt... Câte ouă sunt aici? 20? Sau păi 30? Vezi că scrie 30. 30 de ouă. Nu, 3 euro. Nu, 15 lei și la noi dăm 25-30 de lei. Pe nu, 30, că la noi e un leu, 10, pe un leu, un leu și 50 de bani la noi numai un ou. Și aici sunt 10 lei, 30 de ou. 30 de ou. Nu. Dai nu. Seama. Da, 15 lei, 30 de ou. Da. Mai calcula. Ei, acum... Dacă n-am făcut calculele bine, mai calculați mai calculat și voi, 30 da. 30 de lei, 1 euro. Da. Altceva. E ce mai super, super, super. Măslinele astea, ce scrie? Plus și apa plată. Apa plată, domnule, aici e degeaba. E degeaba, degeaba, dar e de exemplu, câteva de lire. 5 litri, cât e? 15 lire. Nu. 15 lire, un bidon un de apă de 5 litri. De 5 litri. 50 de cenți, exact. Nu. Wow, 2,50 foarte ieftin, da, foarte ieftin. Eu am luat ieri apă, două bidoane, foarte ieftin. Foarte, foarte, foarte ieftin apă. Pe când la noi în România, ca să iei un bidon de apă, trebuie să scoți 7-8 lei. Hai la legume. Hai la legume. Să vedem legumele. Șoc. Șoc. Dar nu zice că e șoc. Fiți atenți ce banan. Oh, ce mici sunt. Astea-s de leascic, ce gustoase sunt. Da? Hai să luăm niște banane atunci să mâncăm. Cât costă? Costă 59. Ananas, aici, aia au fi bananele. 59, 2 euro. 2 euro. Nu. 10 lei. Dar e pe kilogram, nu? Cred că. Da. Da, kilogram. Dar să nu uitați că au un gust și o calitate Grecia, de la mama lor. Extraordinară. Știi că am văzut copaci cu banane. Da. Așa crescă aici. Da. Mi-ai dat și la mic, altceva. Un pic de banană. Roșii. Roșii nu mai 28. Zic. 28. Sub 1 euro. Dar au cumpărat astea din alea, știi? Nu. Au un miros? Da, au un miros într-adevăr de roșii. Da. Mergem în continuare aici. Ăla ce-i, mai? O jucărie pentru Bobo.
Nu ne trebuie, dar cât costă? Hai să luăm o jucărie pentru Bobo. Hai să vedem care îi place la Bobo. Cum să nu îi luăm și lui? Nu că nu ne trebuie, bani ne trebuie. Care îi trebuie, Victoria? Care îți place? Asta? Sau asta, bunică? Asta este bună. Aia? Da. Așa. Să luăm și la Bobo ceva, bunică. Nu se gândește, bunică, nimeni la tine. 4 lei, mami, o jucărie. Mă, păi vezi? Să lu- ia-o, ia-o, Victoria. Da? Bravo. Ia care vrei tu de acolo. Așa. Pentru Bobo. Așa. Care vrei tu? Care îți place? Aha, uite ce fain e asta. Asta e fain. Nu cum se uită la ea. Să s-o poată să bage și în gură. Să nu fie, să nu se... Opa, bunică! Oh, de când am mai văzut bomboane din astea? You remember this, Victoria? Aha. Hai, le luăm pe amândouă, bunică. Le luăm și pe astea și pe asta, bunică. 12 lire, frate. 30 de cenți. Hai. Bunică, o ia bunica și pe asta, da? Uite ce frumoasă e, bunică. Hai. La carne v-am spus că e super, super, la ciuperci. Văd că sunt niște ciuperci mai speciale ca la noi. Sunt foarte, foarte, foarte faine. Burta iar e foarte ieftină. Și aici, deci sunt... Ia să vede, Victoria, da. Ai văzut tu cumva niște condimente pentru cartofi prăjiți? Cofe, harci, dar asta nu cred că e. Nu, este nu pentru cartofi. Eu vreau ceva ai pentru... Vreau ceva pentru cartofi prăjiți. Ok, să căutăm. Mamă, 2 lire, mami. Nu, păi vezi? 8 cenți. Ia 2-3 sticle să avem apă. Nu, 2, ia. Să avem. Victoria, altceva vrei? 2 lire. Acolo, aproape cu casă. Așa, și noi ăla, pune aici. Gata, nu mi-e greu, mamă. Gata. Da. Hai, deci am luat jucărie la Bobo. Am luat... Cât e o cutie din asta de bomboane? Uite, vezi? De asta trebuie să iau eu. 60 de lire, 2 euro. Nu, dar când... Uite, rahat, Victoria, luăm? Luăm rahat? Este lucum, nu rahat lucum. Lucum, nu-i lucum. Lucum, da, cât dar cost? Eu vreau lucum. Lucum astea nu-și bune, nu știu. 17 lire. 5-10. Este diferent. Eu vreau rahat lucum, dar este lucum. A, și nu-i bun? Bun, dar eu vreau rahat lucum. Atunci nu mai luăm. Nu mai luăm. Mergem mai departe. Mergem mai departe, dacă eu ceva care să fie bun, Victoria. Ei, Bobo, 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 uite băi, aici, da, despălat, uite aici pentru astea ce-s, Pampers, Junior. Da, dar ăsta e 12-25, e mare. 12, ei, bine, mare. Uite, sunt și mici, sau astea ce-s? Eu nu mă pricep la ele. Uite aici. Din alea, ca un fel. Aveți? De Pampers. Deșaf. Încă avem, da. Încă aveți, da, hai lu. Este pentru mare. Haide, s-am terminat. Uite și ăla mic. Haide, haide, mami. Că tu ești, te-ai conectat pe modul de cumpărături aici. Da, da, pe normal, la shopping. Ia da, să vedem. Cât costă proteina? Proteina astea? Nu, proteine aici. Care, mamă? Ia. Ah, aici proteine. Este proteine și pe asta aici. Yes. Oh, oh, oh. La Grecia acest pachet costă 3 euro. 3 euro și ce 1 euro? Vrei? 1 euro și 10. Nu vreau, nu. Hai, Victoria, hai, ia proteină. Nu vrea. Și uite, o din asta de limonadă, mami, la 3 litri, e 1 euro. Nu. Și la noi, dar fii atent ce ieftină e făină. Făină. Fii atent. 5 kg. 5 kg, 75 de lire. 2 euro jumate. Nu, 5 kg vine 10 lei și ceva și la noi 8 lei un kil de făină. Ua. Mai bună. Ua. Un kilogram de făină mai bună e 8 lei. E bine, am plecat. Uite orezul, iară ce faină. Am spus de orez. Aoleu. Hai, uite să luăm cremă la Victoria. Hai, Victoria, ia și tu ceva. Nu știu ce cremă asta, să vedem. Nu știu ce cremă, dar ia-o, nu contează. Ce?
Ia zici și tu, Bibușca, prețurile, care-i treaba? Da. Aici are soia sauce, 250 ml și este 1,10 €. Da, este foarte ieftin. Noi plătim 2 euro și mai mult pentru 200 ml. Da. Ce ceste? A, e napolitane. Ia. Dar trebuie șocolată. I-am luat, uite aici. Uite aici. A, bravo. Eu vreau acel de acolo. Ei, bunică. Sunt curios cât plătim pe toate astea. Da, hai că plătim des. Stai să pun pentru cremă. Nu mai pleacă fetele astea de aici, gata acum. Sunt șoc, șoc. Șoc, șoc. Șoc. A, și acesta șocolată? Ia ce vrei. Wow! Șoc! Cash! 600... Cât e? 600 și nu știu cât aveți. 20 de euro. 2, 4... Și țigările astea sunt ale tale? Nu. 600... 32 și 48. 10, 20... Nu, să dau așa. Și stai că am și ceva mărut. Mai puțin de 100 de lei. Ia. Gata! Ia zic cum, e șoc, e bine, e rău? E șoc! E șoc! Exact cum zice și magazinul, este un preț acceptabil și bun pentru toate buzunarele care vin în Antalya. Cu mai puțin de 100 de euro, poți puțin... mai puțin de 100 de lei. Cu mai puțin de 100 de lei am umplut o ranță întreagă, cu tot ce vrem. Așa că, fraților, acesta a fost episodul cu Professional Housewife, gospodina. Ce faci, bunica? E bine. E bine, e foarte bine. Nu profesional, gospodina, dar și eu am șoc când vin la supermarket. Tu nu ești profesional, gospodina, ai șoc și tu. Și eu am șoc, da. Când am ajuns la supermarket, simt că este prima dată la supermarket. Asta a fost tot. Am găsit un turc și vreau să-i vând o narghilie. Ah, aici? Fraților, ne vedem în episodul următor. Bye, bye! Mm-hmm.